Începând cu anul 2018, cu echipa locală, am înțeles că dezvoltarea economică locală este prioritatea numărul 1 a Comunii Cărpineni și trebuie să ne axăm doar pe dezvoltarea economică locală, creând noi afaceri la noi acasă, în Comuna Cărpineni. Ne-am axat în special pe reindustrializarea economiei, în special punem accent pe prelucrarea cerealelor. Ne dorim să avem o unitate de prelucrare a cerealelor ca toți agricultorii din Cărpineni să poată comercializa produsele procesate, ambalate la un preț mai mare decât se comercializează acum. A doua direcție care credem că o să ducă plus valoare localității noastre este turismul rural. Credem că, în special în timp de pandemie, este oportun ca cetățenii din Republica Moldova să valorifice tot patrimoniul cultural a localității noastre. Pentru aceasta investim într-o afacere ca să putem caza circa 70 de oameni concomitent. A treia afacere care se va bucura de atenția autorităților locale și a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare este dezvoltarea brandului Carpini, care va avea o direcție nouă, deci în domeniul panificației, o să producă pâine artizanală la Cărpineni, o secție nouă construită de la zero. Să împlinesc 2 ani de când a început implementarea proiectelor finanțate în cadrul inițiativei Primarii pentru Creștere Economică și mă bucur să constat că în acest răstimp am obținut rezultate importante. Dezvoltarea economică regională reprezintă una dintre prioritățile cheie ale Uniunii Europene.